Vin informații de ultimă oră însă în scandalul de corupție în care este implicată vicepreședinta Parlamentului European, Eva Kaili. Au făcut percheziții procurorii în birourile de la Bruxelles, de unde au ridicat mai multe documente. Însă, în același timp, procurorii au descins acasă la Eva Kaili și au găsit saci cu sute de mii de euro. Este în legătură directă cu noi. Mulțumesc pentru asta, domnul Bogdan Chiriac, în câteva momente. Natipa de a vine însă cu ultimele informații. Bun găsit tuturor! Parlamentul European este sub atac. Declarația aparține Robertei Metsola, președintele Parlamentului European, care ieri a avut un discurs extrem de dur cu privire la cazul de corupție în care mai mulți europarlamentari, dar și foști europarlamentari, sunt acuzați că ar fi primit bani pentru a influența politica Parlamentului European în privința Qatarului. Și Ursula von der Leyen a avut o reacție publică tot ieri. Aceasta și-a exprimat îngrijorarea și a subliniat faptul că trebuie recâștigată încrederea în instituțiile europene. În planul anchetei, pe de altă parte, au avut loc noi percheziții la alte locuințe ale familiei Panzeri, unde într-una dintre acestea s-au găsit alți 17.000 de euro cash. Pe de altă parte, tribunalul de la Brescia a încuviințat predarea soției și a fiicei lui Pier Antonio Panzeri, fostul europarlamentar italian, autorităților, anchetatorilor de la Bruxelles, din Belgia, pentru efectuarea, continuarea cercetărilor în acest caz, asta pentru că soția și fiica fostului europarlamentar sunt părți importante din această anchetă. Tot ieri, tatăl Evei Kaili, deja fost vicepreședinte a Parlamentului European, pentru că și-a pierdut funcția în urma acuzațiilor de corupție, așadar tatăl acesteia a fost surprins în timp ce încerca să fugă cu mai multe valize cu bani cash. Vorbim despre bancnote de 50 și de 20 de euro, iar suma totală găsită în valize se ridică la 750.000 de euro. Pe de altă parte, partenerul de viață al Evei Kaili, un cetățean italian care a fost asistentul europarlamentarului Panzeri, a avut și el la acasă la Milano parte de percheziții. Percheziții au fost și în mai multe birouri ale diversilor europarlamentari de la Bruxelles. Cazul este în plină desfășurare. Vă reamintesc în acest moment Eva Kaili, progresistă din Grecia și vicepreședinta Parlamentului European, este în centrul celui mai mare scandal de corupție din istoria Uniunii Europene. Eva Kaili, a prominent Greek socialist, unfortunate socialist, I mean, what can you do? No, nobody's perfect. Magistrații belgieni au arestat-o pentru că ar fi luat șpăgi de la o țară arabă pentru a-i promova interesele la Bruxelles. Poliția din Belgia a făcut 16 razii în locuințe și birouri din Bruxelles. În locuința lui Kaili au găsit saci cu bani. În total au confiscat 600.000 de euro plus computere și telefoane. Eva Kaili ar fi petrecut cel puțin o noapte în arest în Bruxelles, conform presei locale. Eva Kaili, vice president of the European Parliament. Welcome to Davos. Oficial belgieni citați de New York Times spun patru italieni ar fi fost arestați împreună cu Kaili, printre care amantul lui Francesco Giorgi, care e și consilier la Parlamentul European, sindicalistul Luca Visentini, liderul International Trade Union Confederation, Pier Antonio Panzeri, fost parlamentar progresist, televiziunea Rai și două publicații belgiene spun că a cincea persoană reținută ar fi chiar tatăl lui Kaili. A fost prins în timp ce încerca să fugă cu o valiză plină cu bani. Ziarul belgian L'Echo spune că arestarea lui Kaili a fost urmarea unei anchete începute în iulie de către Olaf, biroul antifraudă, în urma unor informații despre implicarea oficialilor europeni în afaceri de corupție și spălare de bani care vizau Qatar. Ziarul belgian spune că Eva Kaili ar fi fost prinsă în flagrant delict, altfel nu-i putea fi anulată imunitatea diplomatică.